Salutare! Astăzi vom vorbi despre o afecțiune foarte des întâlnită la adulți, guta. Nu uita să te abonezi și să rămâi până la final pentru a vedea ce tratamente există pentru a scăpa de gută. În primul rând, ce este guta? Guta este o formă dureroasă de artrită caracterizată de dureri articulare foarte mari. Este determinată de prezența unei cantități prea mari de acid uric în sânge și în țesuturi. În trecut era considerată boala oamenilor bogați pentru că aceștia consumau foarte multă carne de vânat. În zilele noastre, boala afectează mai ales bărbații, între 40 și 50 de ani, fiind asociată preponderent cu regimul alimentar. Guta apare în special la articulația de la degetul mare al piciorului, dar poate să apară și la gleznă, genunchi și mâini, mai ales în zona încheieturilor. Care sunt simptomele gutei? Simptomele gutei apar după perioade lungi de timp în care cristalele de acid uric s-au depus în articulații și țesuturi. Cele mai frecvent întâlnite simptome sunt durerea bruscă și inflamația locală, dar și sensibilitatea mare la atingere. Simptomele gutei se manifestă cu precădere noaptea, iar persoana în cauză își poate simți mâinile și picioarele umflate, uneori și înroșite. Fără un tratament adecvat, guta poate duce la limitarea mișcărilor, distrugerea articulațiilor și deformarea lor. De asemenea, odată cu trecerea anilor, guta poate duce la boli renale, precum pietrele la rinichi. Astfel, este recomandat consultul unui medic specialist încă de la primele simptome ale gutei. Care sunt cauzele apariției gutei? Guta apare din trei motive principale. 1. Din cauza consumului de alimente bogate în purine, pe care organismul le descompune în acid uric. Exemple de alimente bogate în purine: fructele de mare, linte, fasole, mazăre, nuci, sucuri îndulcite, carne de vită, porc, miel, ficat, rinichi și altele. Numărul 2. Se produce în exces acid uric în corp. Acest lucru se poate întâmpla în cazul anumitor afecțiuni genetice sau în cazul chimioterapiei la pacienții cu cancer. Din cauza că acidul uric este eliminat greu de rinichi din corp, bolile renale pot împiedica procesul de excreție a acidului uric, însă și alte situații pot afecta eliminarea acestuia. Înfometarea, consumul excesiv de alcool, folosirea medicamentelor diuretice, cum ar fi furosemidul. De asemenea, guta poate să fie moștenită genetic. Astfel, dacă există în familie persoane cu gută, aceasta poate să fie transmisă din generație în generație. Cel mai important este să prevenim apariția gutei. Iată câteva recomandări ce pot ajuta la protejarea împotriva atacurilor de gută. Consumul de lichide. Apa este cea mai recomandată, iar sucurile îndulcite trebuie evitate cu orice preț. Limitarea consumului de alcool, în special berea. Consumul de produse lactate cu puține grăsimi pot avea un rol protector împotriva gutei, fiind și sursă importantă de proteine. Limitarea consumului de carne și pește. Menținerea unei greutăți corporale adecvate. Iată și care sunt cele mai bune tratamente pentru gută. Odată instalată guta, tratamentul va trebui urmat toată viața, iar controlele periodice la medic vor trebui respectate cu regularitate, deoarece este necesar controlul nivelului de acid uric. Medicul specialist va decide care este cel mai benefic tratament medicamentos pentru fiecare caz în parte. El poate prescrie medicamente care îmbunătățesc eliminarea acidului uric sau care blochează producția de acid uric. Pe lângă acestea, trebuie realizat și tratamentul simptomelor precum durerea și inflamația, astfel se recomandă antiinflamatoarele precum ibuprofenul. Tratamentul la domiciliu trebuie să includă repausul articulației, aplicarea unei comprese calde local pe articulație și ridicarea mâinii sau piciorului afectat. Pe lângă tratamentul medicamentos, este necesară și schimbarea stilului de viață și a dietei alimentare. Iată câteva alimente care trebuie evitate. În primul rând, sarea trebuie eliminată din dietă. De asemenea, medicii nu recomandă consumul de organe precum ficat, rinichi sau creier, peștele gras, icrele, carnea de porc, prăjelile, mezelurile, untura, gălbenușul de ou, frișca, smântâna și produsele lactate obținute din laptele gras. Există și legume care trebuie evitate, precum sparanghelul, spanacul, fasolea albă, mazărea, țelina. Ar mai trebui ocolite și smochinele uscate, afinele, oțetul și pâinea albă. Băuturile alcoolice sunt, de asemenea, interzise. La fel, ciocolata, care intensifică producerea de acid uric. Alimente permise în regimul de gută. Pe lista alimentelor permise regăsim laptele bătut și dulce, iaurtul, brânzeturile nesărate și slabe și peștele slab.
De asemenea, se pot consuma și 1-2 ouă fierte pe săptămână. Mai sunt permise și cerealele integrale, inclusiv mămăliga, supele de legume și diverse dulciuri ușoare. Toate fructele sunt, în general, bune pentru cei cu gută. Cireșele ar putea ajuta chiar la prevenirea atacurilor de gută prin faptul că scad nivelul acidului uric și reduc inflamația. Băuturile precum cafeaua și ceaiurile sunt și acestea permise. Îți recomandăm să urmărești și videoul special pe care l-am pregătit cu alimente care scad acidul uric realizat de noi, care îți vor fi sigur de ajutor. Vei găsi în descriere un link spre acest video. Spune-ne în comentarii ce alte remedii naturiste cunoști pentru tratamentul de gută. Apasă butonul de like și abonează-te pentru a fi la curent cu toate clipurile pe care le vom posta de acum înainte. Pe data viitoare, pa, pa!